Președintele Republicii Moldova pleacă la Strasburg. Maia Sandu va face luni 19 aprilie o vizită la Consiliul Europei, unde se va întâlni cu mai mulți oficiali, printre care și secretarul general al Consiliului Europei, Maria Pejcinovici-Burici. Președinția a anunțat că în cadrul vizitei vor fi abordate mai multe subiecte, printre care și cele legate de reforma justiției, combaterea corupției la nivel înalt sau elaborarea unui program de recuperare economică. Totodată va fi lansat planul de acțiuni al Consiliului Europei pentru Republica Moldova 2021-2024. De la învestirea în funcție în decembrie anul trecut, Maia Sandu a efectuat mai multe vizite peste hotare la Kiev, Bruxelles și Paris.